Salutare! Astăzi vom face împreună o pagină de Facebook în care să putem promova sau chiar vinde diferite produse. Pentru acest lucru vom avea nevoie de un Facebook personal care va administra pagina și de asemenea un număr de telefon disponibil pentru a fi sunat de către persoanele care doresc să cumpere din magazin sau întrebări legate de produse. Așa că vom intra pe pagina principală de Facebook, vom scrie la search facebook.com și vom ajunge pe pagina noastră principală. Dacă apăsăm pe butonul acesta de pagini, ne va apărea în partea asta stângă, sus, ne va apărea butonul de creează o pagină nouă. Vom apăsa pe acest buton. Și am ajuns pe pagina care ni se va atribui odată ce l-am finalizat. În primul rând o să îi atribuim un nume paginii. De exemplu, magazinul meu aș dori să se numească DB Shop. Apoi punem categoriile. Ni se va găsi mult mai ușor la o simplă căutare pagina noastră. De exemplu, o să avem materiale textile. Putem introduce doar 3 categorii. Eu o să mai trec îmbrăcăminte. Bun. Odată ce am trecut cele 3 categorii în care mi se încadrează produsele, putem să-i atribuim și o descriere a paginii și această descriere va apărea în câmpul de aici. Suntem o firmă mică care dorim să vindem și vindem diferite materiale și diferite textile. În cazul meu eu o să scriu ceva total random. Și o să apăs pe butonul creează o pagină. Am primit o notificare prin care ne zice că pagina noastră s-a creat cu succes. Odată ce am primit această notificare, orice persoană care ne caută numele magazinului pe Facebook căutare ne va putea găsi pagina. Dacă dăm mai în jos, putem observa că ne-au apărut alte câmpuri care se pot completa. De exemplu, în primul câmp ne cere să adăugăm o fotografie de profil. Pentru acest lucru, eu aleg să caut pe Google. Pentru niște imagini mai calitative, se poate scrie și în engleză, textil shop sau orice doriți să scrieți. De exemplu, mie îmi place această imagine, așa că o să dau click dreapta și apăsăm pe Save Image As. Sau, dacă e în română, salvează imaginea. Aici putem selecta unde să ni se salveze. O să dau butonul de Save. Apăsăm pe acest câmp și apăsând pe acest câmp căutăm locul unde am salvat imaginea și apăsând dublu click selectăm imaginea. Acum se încarcă și îndată ce s-o încărcă se poate observa că ni s-a pus imaginea de profil. Apoi, de asemenea, ne cere fotografie de copertă care la rândul ei este la fel opțională, dar este bine să fie pus, așa că o să pun imaginea asta. Îi dăm iară la fel click dreapta, o salvăm. Și odată salvat, la fel apăsăm aici și o încărcăm. Așteptăm să se încarce. Când s-a încărcat, putem vedea că ni s-a pus aici poza de copertă. Dacă dorim să mutăm... imaginea mea în cazul ăsta este perfectă, dar în cazul în care alegem o imagine pătrată, de exemplu asta, și dorim ca doar partea de sus să ni se vadă, ținem mouse-ul apăsat pe imagine și tragem în sus sau în jos imaginea. De exemplu, dacă vrem partea de jos să se vadă mai bine sau partea de sus. Bun, și dacă nu ne place imaginea, ne-am dat seama că are o calitate foarte slabă, putem apăsa în colțul dreapta, sus ne apare un mic gunoi, apăsăm pe el și ne-a dispărut, ne-a șters imaginea. Și acum o să selectăm din nou imaginea inițială. Așteptăm să se încarce și putem să dăm salvează. Bun. Așteptăm să se salveze pagina și am primit o notificare, cum aici jos era o notificare, cum că ne-a apărut pagina. Și acum următorul pas ar fi să asociem pagina cu un număr de WhatsApp. Adică aici o să ne trecem numărul nostru,
prin care vom putea fi contactați de către diferite persoane care doresc sau au întrebări legate de diferite produse. În cazul meu, eu mi-am trecut numărul de telefon, apăsăm pe trimite cod pentru a primi un cod de securitate pe telefon, așteptăm să primim și l-am primit. Îl trecem acolo și confirmăm. Bun. După ce s-o confirmat, aici ne zice dacă dorim să adăugăm un buton vizibil aici prin care persoanele să ne poată contacta telefonic. În cazul meu eu nu doresc, dar dacă doriți să faceți o pagină serioasă în care persoanele să se descurce destul de bine, ar fi bine să apăsați pe adaugă buton. Eu i-am dat o omite. La fel aici se poate crea o postare prin care să anunțăm viitorii urmăritori ai paginii că ne pot trimite mesaje pe WhatsApp. Eu în cazul meu nu doresc. La fel o să apăs pe omite. Creează o reclamă WhatsApp. La fel se poate apăsa pe anulează. Apăsăm gata și s-o crea pagina noastră. Bun. Acum, dacă putem observa, ne apare butonul aici, începe să vinzi din pagina în câțiva pași rapizi. O să apăsăm pe începe. Aici ne zice câteva reguli pe care ar fi bine să fie citite înainte de a apăsa butonul continuare. Eu o să apăs pe butonul de continuare. Aici ne întreabă modalitatea de finalizare a comenzilor. Mai exact, dacă avem o altă pagină web, un site web, se poate finaliza comanda acolo. În cazul nostru, nu dorim să se întâmple acest lucru și atunci o să punem ca comenzile să se finalizeze prin mesaje. În bifat, trebuie să se bifeze cu albastru apăsând pe acest câmp și apăsăm pe butonul continuare. Și apăsăm pe butonul înainte. Aici un catalog înseamnă că o să avem, dacă de exemplu vindem, suntem un supermarket și vindem produse de casă, mâncare, putem să facem diferite cataloge, adică un grup în care doar dintr-un domeniu vindem produse. De exemplu, noi o să denumim catalogul nostru materiale. Aici, acest câmp trebuie bifat și apăsăm pe înainte. Ne vom trimite pagina către verificare de către cei de la Facebook. Adică, ei vor verifica să nu avem conținut neadecvat sau lucruri neadecvate pe pagină. În cazul meu, eu consider că pagina mea este ok și în acest lucru bifez prin trimitere, bifez această opțiune și apăsăm pe trimitere spre analiză. Bun. Și ne-a aruncat acum pe o pagină pe care o să vă arăt unde o găsim. Acest lucru este ne va ușura foarte mult treaba pentru a încărca articolele. De exemplu, avem catalogul creat. Avem aici magazine, reclame, statistici. În momentul de față ne interesează să încărcăm articole. Articolele se încarcă în doi pași foarte simplu și mai exact apăsăm pe adauga articole. Putem alege mai multe articole sau un articol. Eu în cazul meu doresc să încarc doar un singur articol. Aici trebuie să alegem fișierul o imagine principală. Imaginea principală, eu aș dori flutura și ăștia. Avem câteva constrângeri legate de pixel. În cazul în care ne zice aceasta, încercăm să alegem altă poză sau chiar să facem altă poză. O să ne uităm acum. Nu ne arată. Atunci încercăm cu altă poză de aici de la noi. Bun. Asta e o imagine potrivită. Trebuie să dăm un titlu, fluturaș, de exemplu, fluturaș, descriere dacă doriți să-i dați. Acesta este opțional și în cazul nostru nu o să-l scrie. Prețul trebuie pus în lei.
O secundă să găsim. Aici trebuie căutat moneda RON. Cred că dacă scriem RON, oare nu dăm? Da. Se poate scrie RON și aici o să vă apară. Apăsăm și aici putem pune prețul. De exemplu, eu doresc să pun prețul de 10 lei. Putem apăsa dacă este la reducere, condiție, dacă e nou folosit, orice altceva și categoria. O punem material, în cazul nostru. Nu ne-o găsește, așa că o să căutăm aici un pic. Produse. O să alegem îmbrăcăminte și accesorii, accesorii de îmbrăcăminte și apăsăm pe butonul finalizează. A, descrierea eu am scris-o una ala, dar nu îi place, așa că o să scriem, de exemplu, 10% elasten, 10, 50%, bomba. Bun. Aici trebuie o descriere cât mai apropiată a produsului. Sau se poate scrie că conține 5 bucăți de nu știu ce. Bun. Acum încercăm să finalizăm. Și ni s-a finalizat. Dacă vrem să adăugăm alt produs, putem apăsa aici pe adaugă alt articol. Dacă nu, apăsăm pe butonul închide. Aici se poate vedea că ne-a apărut produsul. Dacă doriți să adăugați și alte articole, apăsând pe butonul acesta și apoi să selectați câte articole vreți să adăugați. Intrăm din nou pe facebook.com. Aici mai sunt câțiva pași pe care trebuie făcut. De exemplu, nu avem o pagină web, atunci apăsăm pe butonul ăsta și apoi închidem. Adaugă informații despre locație, aici orașul, codul poștal și apoi se închide. Pentru fiecare câmp aici trebuie făcut în parte, eu nu o să mai stau, invită cel puțin 10 prieteni. Apăsăm pe butonul invită prieteni, apăsăm pentru persoanele care dorim să trimitem, îi selectăm și apăsăm pe trimiteți invitație. Bun. Când zice că invitațiile au fost trimise, perfect. Apăsăm pe butonul de setări. Pe butonul de setări ne vor apărea mai multe configurări pe care ar fi bine să le citim și să le edităm după cum dorim noi. În cazul meu, eu aș dori să mai adaug un administrator. Tot în partea stângă o să apăsăm pe roluri în pagină. Dacă mai dorim să mai adăugăm alți administratori, vom apăsa pe câmpul ăsta. De exemplu, aș dori să o adaug pe mami. Și tot la fel ca și administrator doresc să o adaug. Apăs pe butonul adaugă, mi se cere parola, se trece parola contului meu și se va apăsa pe butonul trimit. Aici va apărea că a apărut persoana, apăsând pe DB și o prevenim înapoi pe pagină. Și un alt lucru care e foarte important și lucru care ar mai fi de făcut este să vedem cum ajungem la pagina în care adăugăm produse. Acest lucru se poate face tot la fel în partea stângă. O să apăsăm pe al treilea buton, adică administrare magazin, și o să apăsăm pe adaugă produse. Ne va duce la fel înapoi pe e-commerce-ul ăsta și aici la fel o să adăugăm alte produse. Și cam atât, cam asta ar fi elementele de bază. Da, odată ce stăpâniți bine pașii aceștia de adăugare produse, se poate vorbi și despre a pune reclame sau orice alte lucruri ce mai vreți, sau de exemplu chiar să vă uitați pe statistici. Da, aceste lucruri o